numele Domnului, deschidem serviciu divin cu cântarea numărul 286, Iubirea ce ne face. Împreună. Îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru minunatul privilegiu de a fi din nou în casa Ta, de unde să primim hrană pentru sufletele noastre. Te rugăm să fii prezent în adunarea noastră prin Duhul Tău cel Sfânt, să întărești și să însuflețești pe servul care ne va prezenta cuvântul, să ne ajut să-L primim ca din partea Ta și El să constituie hrană pentru sufletele noastre, pentru a putea face față încercărilor și problemelor cu care vom fi confruntați. Ne predăm în brațul Tău și Te rugăm să ne ajuți ca prin tot ceea ce facem să aducem onoare numelui Tău, căci a Ta este puterea, slava și mărirea din veșnicii în veșnicii. Amin.
courage. Some think it's that first dive into the deep end, stepping up to the plate with the game on the line, asking someone out, jumping out of an airplane, or running into a burning building. But there are subtler, quieter, and more powerful forms of courage. Courage is refusing to cheat even when you can get away with it. Going against the crowd even if it gets you laughed at. Standing up for the kid who everyone else is ripping. Doing what is right instead of what is cool. Spending your life on others instead of living for yourself. Fighting injustice no matter the cost. Risking your life to spread the gospel. Courage is doing the right thing even when it's the hard thing. Even if the entire planet is against you, courage stands strong, even if it stands alone. Ultima parte a acestui video promoțional spune curajul. Este asta sigur, asta neclintit, chiar dacă trebuie să stai singur, chiar dacă nimeni nu este de partea ta. În după amiaza aceasta vom învăța ceva nou despre curaj. Mi-aduc aminte, în urmă cu câțiva ani eram în cabinetul unui doctor adventist și împreună cu el era un alt prieten de-al lui și din vorbă în vorbă am ajuns la un subiect profetic. Și, bineînțeles, unul dintre elementele profetice cu privire la perioada escatologică a venirii Domnului Iisus, care tinde să îngrijoreze pe foarte mulți creștini, este elementul persecuției. Iar acest prieten a început să-și exprime îngrijorările lui cu privire la vremea aceea când creștinii vor fi persecutați. Și este foarte clar explicat în Scriptură și în scrierile Spiritului Profetic că va veni o zi ca aceea. Va fi diferit în funcție de zonă, în funcție de demograficul în care creștinii locuiesc, însă perioada aceea, fără nici o umbră de îndoială, este mai aproape chiar decât venirea Domnului Hristos, pentru că precede venirea Domnului Hristos. În condițiile acelea, primele gânduri despre curaj au început să se țeasă în mintea mea. Și l-am întrebat pe acest prieten al meu, ce părere ai despre persecuția de zi cu zi? Și omul s-a uitat la mine și zis, cum adică persecuția de zi cu zi? Mai e destul timp până vine persecuția, încă trebuie să se împlinească toate socotelele profetice, mai e timp până la persecuție. Să mai fie oare timp până la persecuție? Daniel este unul dintre exemplele cele mai elocvente de curaj creștinesc, de curaj dumnezeiesc, pentru că creștinătatea încă nu era în timpul lui Daniel. Când spunem Daniel, care sunt cele câteva secvențe care trec în mintea noastră imediat? Când auziți cuvântul Daniel, groapa cu lei, imediat, da? Groapa cu lei este unul dintre punctele esențiale pe care le învățăm încă de mici copii. Faith, fata mea, știe povestirea lui Daniel în groapa cu lei este una dintre favoritele ei, pentru că modul în care lei sunt desenați în Biblia ei, atunci când Daniel este împreună cu ei, sunt niște lei foarte frumoși, foarte blânzi, nu sunt niște lei fioroși. Și asta o face să îndrăgească foarte mult povestirea. Să stai într-o groapă plină cu lei, într-o peșteră, într-o cușcă plină cu lei. Ce curaj trebuie să fie avut omul acesta? Curaj extraordinar. Să nu te îndoiești, să nu cedezi deloc, să nu negociezi un pic, ci simplu să mergi drept în sentința morții.
un curaj extraordinar. Însă, în după-amiaza aceasta, vom învăța un lucru diferit despre Daniel. Este în Scriptură. Nu atât de mare cât groapa cu lei. Este foarte mic. Probabil l-am citit de multe ori și nu l-am observat. Însă este acolo, în capitolul 6 al cărții lui Daniel, care capitol descrie evenimentul leilor. Darius a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor 3 căpetenii, în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregătorii pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci căpeteniile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l pârască în ce privea treburile împărăției. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nici o greșeală la el și niciun lucru rău. Atunci oamenii aceștia au zis, nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui. Apoi aceste căpetenii și dregători s-au dus cu mare zarvă la împărat și au vorbit, l-au măgulit cât de mare și de grandios e el și l-au convins să semneze o lege pe care toți o știm pentru o anumită perioadă, nimeni să nu se închine niciun altui Dumnezeu decât împăratului. Așa că împăratul a spus, surâde ideea, foarte bine, semnat, ștampilat, parafat, legea este în vigoare. Versetul 10 însă spune, când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și mai înainte. Atunci oamenii aceștia au dat năvală, l-au arestat, l-au dus în fața împăratului și i-au zis, n-ai spus tu că timp de 30 de zile nimeni să nu se închine, să nu aibă niciun fel de rugăciuni sau de închinare în afară de tine? Și împăratul a spus da. L-au adus pe Daniel, iar Daniel nu a negat lucrul acesta. Împăratul are o dilemă extrem de mare, pentru că Daniel era favoritul lui. Daniel era unul dintre cele 3 căpetenii care erau peste cei 120. Nu numai că el avea 40 de dregători sub el, însă Scriptura spune împăratul se gândea să-l pună peste toți. Ba încă peste toată împărăția lui. Ce să fac cu Daniel? Și pentru că legea e lege și unde e lege nu-i tocmeală, împăratul a trebuit să-l pună pe Daniel în groapa cu lei. Și știm foarte frumos cum Domnul a avut grijă de lei, pentru că el i-a creat cu cuvântul lui, din gura lui au ieșit toți și tot din gura lui și-au închis toți gura. Iar Daniel a venit afară. 4 lucruri importante despre Daniel. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, care este primul lucru care Scriptura ne spune despre Daniel? A intrat în casa lui. Mare lucru. Când a aflat Daniel, este foarte important să reținem că Daniel a știut despre porunca aceasta. A aflat că porunca a fost iscălită și putea foarte frumos să-și ia o vacanță. Împărate, știi, sunt obosit, eu sunt prim-ministru, sunt după tine care muncește cel mai mult, te rog frumos, dă-mi o vacanță să mă duc să mă relaxez și eu. Pleca frumos, nu-l durea capul, 30 de zile venea înapoi și gata, fenta pe acești dregători care au pus la cale această trapă pentru el, această capcană. Însă Daniel nu face așa ceva.
Primul lucru pe care îl face Daniel este să se ducă în casa lui. Foarte multă lume au case astăzi. Însă foarte puțini au cămin în casa lor. Avea o casă cu patru ziduri, un tavan și o podea. E important, pentru că, așa cum știm, nevoile esențiale trebuiesc acoperite. Nevoia de a avea un acoperiș deasupra noastră. Însă ce se întâmplă în casa aceea este cu mult mai important. Așa cum în limba engleză avem house și home, a avea o casă sau avea un cămin nu este același lucru. Este extrem de ușor în ziua de astăzi să spunem, ne separăm. Și fiecare își ia casa lui, însă în acel moment căminul dispare. Mai mult de jumătate din căsniciile din țara în care locuim acum se dizolvă, dispar, evaporă. Fiecare poate să aibă case, dar căminul a dispărut. A avea curaj în ziua de astăzi nu înseamnă a sări dintr-un avion, așa cum am văzut pe ecran, nu înseamnă a înota la o adâncime de 100 de metri suprafața oceanului. A avea curaj în ziua de astăzi înseamnă de multe ori a spune se poate acolo unde orice soluție a fost extenuată. A avea curaj în ziua de astăzi înseamnă am ca prioritate căminul deasupra casei. Am ca prioritate ceea ce se întâmplă în familia mea mai degrabă decât ceea ce se întâmplă în afara familiei mele, indiferent de legislația, de mediul legislativ, economic, social din împrejurul meu. Este extrem de ușor în ziua de astăzi să evocăm lipsă de compatibilitate și să mergem pe căi diferite. În trecut era cu mult mai greu. În trecut era o anumită stigmă socială, erau anumiți factori de presiune care, chiar dacă ai fi vrut să dizolvi acest cămin, nu se putea. Pentru că din toate părțile, din familie, din vecin, din mahala, cum se spunea, din cartier, din sat, toată lumea era pentru cămin, foarte puțin împotrivă. Daniel demonstrează un curaj deosebit prin a păstra pentru sine acest lux pe care Scriptura îl numește casă. Iar dacă ne uităm în ebraică, același cuvânt este folosit pentru casa lui Dumnezeu. Au aceeași rădăcină aceste cuvinte. Nu înseamnă pur și simplu o clădire, ci mai degrabă un loc de locuit, un loc de odihnit, un loc de poposit, un loc în care un om se oprește și intră într-un altfel de realitate, într-o altă dimensiune a vieții lui, nu doar sub un acoperiș. Ce fel de case, ce fel de căminuri ne așteaptă dincolo de ușa garajului nostru, dincolo de ușa din față a casei noastre, dincolo de casă, în backyard, în curtea din spate a casei. Ce fel de casă? Daniel a avut posibilități enorme. Nu știm ce fel de casă. Scriptura nu ne spune că a avut o casă cu două etaje sau trei sau cinci. Putea să aibă un palat. Pentru că nimeni în afara regelui nu era mai presus decât Daniel. Putea să aibă mai mult decât o clădire. Putea să aibă una la munte, una la ocean, una în capitală, una la țară.
Însă ceea ce ne spune Scriptura despre acest Daniel este că el a avut o casă, un loc în care el și Dumnezeu, în care el și familia lui, deși Scriptura nu ne spune foarte mult despre familia lui Daniel, nu ne spune despre soția lui, despre copiii lui, însă casa lui a fost un loc esențial în viața lui Daniel. A avea curaj în ziua de astăzi înseamnă a avea o casă, a avea un cămin. Mai mult și mai mult se face mai ușor ca să nu ai un cămin. Independența este atât tentantă pentru mulți, încât căminul poate să devină la un moment dat o povară, un lucru care nu ne convine, un lucru care este în calea independenței noastre. Daniel alege căminul. Daniel exersează curaj în momentul în care își păstrează o casă pentru el. Al doilea lucru care îl aflăm despre Daniel este că în acea casă el are o cameră specială. Care este camera lui Daniel după Scriptură? Camera de sus. Care este semnificația camerei de sus? Acolo făcea rugăciune. Mai aflăm despre camera de sus în altă parte în Scriptură? Ucenicii. Domnul Hristos cu ucenicii. Vedeți, Daniel are multe opțiuni la momentul acesta în viața lui. Daniel vine ca un imigrant, la fel cum am venit cei mai mulți dintre noi aici. Câțiva au fost născuți aici, dar majoritatea, din câte văd eu în sala aceasta, am venit la fel cum a venit Daniel. Ba încă el a venit în condiții și mai grele. A venit în condiții de prizonier de război. A plecat nu de la zero, ci de sub zero. De multe ori vorbesc cu colegii mei și mă întreabă cum este slujirea în America, cum a început. Acum sunt deja aproape 9 ani de slujire aici în pastorație în America. Însă în momentul în care am venit aici prima dată, nu am început de la zero, ci de sub zero. Pentru că toate deficiențele lingvistice, sociale, culturale, tradiționale, economice au trebuit să fie mai întâi depășite ca să pot ajunge la zero, așa cum mulți dintre dumneavoastră de aici ați trebuit să faceți eforturi ca să învățați o limbă nouă, să învățați obiceiuri noi, să învățați tot felul de legi, regulamente și așa mai departe, numai pentru a ajunge la un nivel în care cel care a fost născut aici nici nu se gândește, pentru el este normal, viață normală. Daniel vine de sub zero și ajunge nu numai la vârful unui imperiu, dar trece prin căderea acelui imperiu și acum este la vârful celui de-al doilea imperiu din viața lui. Cine poate să pretindă acest record în viața lui, că a ajuns la vârful unui imperiu, a supraviețuit căderii acelui imperiu și apoi a ajuns la vârful celui de-al doilea imperiu, care reprezintă o altă civilizație, o altă cultură, altfel de oameni. De obicei, când un președinte vine la putere, mai ales când se schimbă democrații cu republicanii, câți dintre ei păstrează din administrația trecută, din guvern, din miniștri și așa mai departe? Da, vrei oamenii tăi să fie acolo la putere. Daniel este o excepție. Daniel este o excepție. Și totuși, ceea ce păstrează Daniel este acea reziliență, acea dârzenie de caracter care îi permite, nu odată, nu de două ori, ci de trei ori pe zi să se retragă în camera de sus. De multe ori dimineața când sună alarma,
opresc și zic că mă trezesc imediat. Nu știu dacă dumneavoastră faceți așa, dar mie mi se întâmplă câteodată când dorm numai câteva ore, zic că opresc doar un pic să mai stau 2 minute și 2 minute se transformă în 20 de minute sau mai mult și când realizez cât este ceasul, repede mă grăbesc, pun pantalonii să fiu sigur că nu plec fără să fiu acoperit cum trebuie, plec imediat, mă duc și apoi mă gândesc seara, cum a avut Daniel timp de 3 ori pe zi? De 3 ori pe zi? Eu sunt ocupat. Daniel a avut un imperiu de guvernat. Nu doar un serviciu pe care l-am eu sau 2 sau 3 pe care le aveți dumneavoastră, ci un întreg imperiu de guvernat. Și el își păstrează acest privilegiu nu numai de a se ruga de 3 ori pe zi, dar de a merge acasă și a merge acasă într-o cameră specială în care să-și dedice timpul acesta lui Dumnezeu. Care este secretul lui Daniel? Un om al curajului. Un om care știe că 8 ore pe zi pot fi 8 ore sau 8 ore pe zi pot fi 4 ore sau 10 ore. Ceea ce realizează mâna omului nu ține de timpul sau de eficiența pe care omul o investește. Și Scriptura spune că dacă nu zidește Domnul o casă, indiferent cât de talentat, cât de iscusit, cât de eficient un om poate să fie, o persoană poate să fie. Mi-aduc aminte, după anul 2 de seminar, a trebuit să facem practică toată vara, iar una dintre cerințe a fost să facem colportaj. Și am mers foarte fericit la conferință, am luat o geantă mare de cărți și am mers acasă. Mers acasă cu unul dintre colegi, mi-aduc aminte, amândoi eram foarte entuziasmați, mergem în colportaj. Prima zi am mers singur. Am bătut la uși. Aici e destul de plăcut, zic eu, să bați la ușă dacă îți răspunde bine, dacă nu. La blocuri în România era un pic mai diferit. Oamenii se supărau, alții nu erau într-o dispoziție bună, alții mai consumau alte produse care îi făceau chiar mai supărați. Și mi-aduc aminte de multe cuvinte rele și înjurături și așa mai departe. În prima zi n-am vândut nicio carte. Nicio carte. Și am stat toată ziua în căldură, era în toiul verii, în căldură mare, cu geanta asta după mine, credeam că o termin. Zic, o termin, mă duc la conferință, mai iau una. M-am dus cu ea acasă plină. Am spus, trebuie să schimb blocul. Problemă cu oamenii aia din bloc acolo. S-au schimbat blocul în Alexandria. Oameni cum se cade, dar nu cumpăra niciunul. A doua zi am vândut o carte. Și când am numărat banii, mi-a dat mai puțin, nu știu cu cât, dar mi-a dat mai puțin decât era cartea. Eu când mi-a dat omul banii, nu i-am numărat în fața lui ca să nu se simtă ofensat. A treia zi l-am întrebat pe Edi Petreacă, colegul meu. Am zis, Edi, mergem împreună. Ok, am mers împreună. Nu cred că am vândut mai mult de 3 cărți fiecare. Și am fost atât de demoralizat. Am mers acasă, mi-aduc aminte, conducând mașina și am spus, Doamne, lucrul ăsta nu e ceva aici care nu merge bine. Și mi-aduc aminte, conducând în biserica din satul nostru, am intrat în biserică și am avut un timp doar între mine și Domnul. Am întrebat, Doamne, care este problema? Ce fac greșit? Vorbesc frumos cu oamenii. Avusesem un curs în care ne spuseseră cum să vorbim cu oamenii, cum să folosim tot felul de tehnici în care să-i convingem pe oameni că instinctul inițial este de refuzare. Am spus, fac totul exact cum am luat notițe aici, ceva nu merge. Și așa cum eram pe treptele amvonului acolo în biserică, se înserase, se noptase, am avut
această inspirație, acest gând din partea Domnului. Nu este dibăcia ta, ci puterea mea care schimbă oamenii. Am mers acasă și am spus, Doamne, voi face exact cum ai spus Tu. Și am zis, mâine dimineață voi merge din nou. Și Tu mă înveți cum să vând cărțile. M-am trezit dimineață, m-am îmbrăcat și Domnul mi-a spus, nu pleci nicăieri. În timp ce mă rugam dimineața, am fost îndemnat să rămân pe genunchi și să mă rog în continuare. Și m-am rugat până la vremea prânzului. Am mers, am mâncat și m-am întors din nou în cameră și am spus, acum trebuie să plec. Și în timp ce mă rugam ca să plec, același îndemn mi-a spus, încă nu. Și am rămas în rugăciune până înspre după amiază. După amiază deja am spus, e prea târziu ca să merg. Și în ruga de seară am spus, Doamne, ce altceva mai trebuie făcut? Și în timpul nopții am avut acest îndemn de a merge într-un anumit bloc. Era un bloc al armatei. Și am mers a doua zi în blocul acela. Am vrut să bat la prima ușă, însă ceva mi-a spus, încă nu e timpul. Am luat un pix și am scris numele de pe ușa respectivă. Am mers la următoarea ușă și următoarea ușă, al doilea etaj, avea 11 etaje blocul acela. De la prima ușă până la etajul 11, am scris fiecare nume, cei care aveau numele, cei care n-aveau nume, am scris un număr, cei care n-aveau nici număr, nici nume, am scris o scurtă descripție a ușii respective, dacă era ușă de lemn sau din alea de piele, cum se făceau în România, am scris descripția ușii și am plecat acasă. N-am bătut la nicio ușă. Și acasă, timp de câteva zile la rând, în fiecare zi, am trecut peste fiecare nume, fiecare număr, fiecare ușă. Puteam vede ușa respectivă în fața ochilor. Și am dedicat timp de rugăciune pentru persoana, familia, oamenii din spatele ușii respective. După o săptămână întreagă de rugăciune, fără niciun fel de activitate, fără nici un sunet la ușă, fără nicio ciocănitură în ușă. A doua săptămână mi-am luat valiza cu cărți și am mers la ușă. Deja știam numele tuturor celor care aveau nume pe ușă. De multe ori, mulți dintre cei care au deschis mi-au spus, ne-am întâlnit undeva, mă cunoașteți de undeva? Mi-am spus, vă cunosc, dar dumneavoastră nu mă cunoașteți. Am plecat în seara aceea cu o valiză goală și cu sufletul plin acasă. De multe ori credem că ceea ce investim noi într-o slujbă, cât de mult muncim, câte slujbe avem, ne face fericiți sau ne aduce bogăție, bani sau alt fel de fericire sau împlinire. Daniel a avut un imperiu întreg, iar ceea ce a fost cel mai important pentru el au fost acele clipe în care, lăsând ceea ce era sub el, în camera de sus, suspendat între cer și pământ, Daniel mediază, Daniel intervine pentru sine și pentru poporul lui. Dacă citim câteva capitole mai departe, Daniel face această rugăciune de mijlocire între el și poporul lui. Se identifică pe sine ca un păcătos și pe poporul din care face parte ca un popor răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și cere iertare. Cerșește de la Dumnezeu această iertare între cer și pământ, la fel cum Domnul Hristos, lăsând pe cei 5.000 care i-a hrănit, pe cei care i-a vindecat și i-a trimis acasă fără niciun bil, fără nicio factură medicală, lăsând pe cei care i-a înviat și i-a returnat mamelor și familiilor lor,
lăsând pe Lazar, cel care a fost mort pentru 4 zile. Se duce undeva între cer și pământ și mijlocește pentru sine și pentru cei care i-au fost dați lui. Ce înseamnă curaj pentru noi? Este curaj acea caracteristică care ne promovează în fața oamenilor și ne pune o anumită aureolă de eroi deasupra noastră? Este curajul acea a doua natură pe care oamenii încearcă să o aduleze în anumite personaje care sacrifică sau care dau ceva foarte mare, foarte important din avuția lor sau din timpul lor sau din viața lor? Este curajul a dona un anumit organ din corpul nostru sau piele din pielea noastră pentru cineva care moare? Curajul de multe ori capătă niște forme invizibile, niște forme pe care muritorii de rând nu le văd, dar pe care cei nemuritori, îngerii și oștile cerului le aplaudă cu bucurie. Poate că lumea ne insultă, poate că lumea ne cheamă tot felul de nume, așa cum căpetenile astea l-au chemat pe Daniel, ăla din exil care a venit din Iuda, imigrantul ăla, care n-are nicio moștenire cu noi aici. Poate că lumea ne disprețuiește. Și totuși, în timp ce unii așteaptă pentru marea persecuție ca să-și exerseze mușchii curajului lor care i-au dezvoltat în această sală de gimnastică aici în biserică în fiecare săptămână. Alții, tăcuți, fără nicio pretenție să fie premiați, să fie apreciați, să fie recunoscuți în biserică sau în societate, exersează acest curaj unic de a-și păstra un cămin, un spațiu și un timp al lor doar ei cu Dumnezeu, doar ei cu casa lor și cu Dumnezeu. Pentru că următorul lucru care îl știm despre Daniel este că el și-a plecat genunchiul, s-a suit în camera de sus și în același timp s-a coborât înaintea lui Dumnezeu. Mulți se suie și uită să mai coboare, însă Daniel are un balans, un echilibru unic în viața lui. Merge în camera de sus, este separat de toate grijile, de toate problemele de jos, se ridică deasupra tuturor, dar în același timp coboară în fața lui Dumnezeu. Ce fel de camere are casa mea? Nu de mult am întâlnit această caricatură pe internet pe care o să o vedeți aici pe ecran. O mamă îi spune copilului ei care joacă video games, un lucru mult mai, din ce în ce mai mult întâlnit, îi spune, hei, mai mergi și mai joacă-te și afară, ai stat prea mult în casă. Iar în a doua parte copilul iese afară, dar își ia cu el telecomanda și încă joacă video games. De multe ori casele noastre sunt atât de închise că chiar dacă ieșim afară, tot înăuntru, tot în spațiul acela virtual trăim, tot aceleași griji, tot aceleași fantasme, tot aceleași fantome ne bântuie creierii. Ca acest copil care iese afară, dar el este tot în televizor. Gândul lui, mintea lui, concentrația lui este tot în televizor. Daniel, spune Scriptura, și-a deschis ferestrele. Și comunicarea lui este cu cerul. Nu este o comunicare din aceasta care pretinde că sunt în afară, dar ești înăuntru, ci este o comunicare dintre aceia în care sunt înăuntru, dar sunt în afară,
în același timp. Cu trupul în casa lui lumească, în casa lui din Babilon, Daniel are sufletul și mintea înspre Ierusalim. Acest prototip al noului Ierusalim, acest prototip al noii case pe care Daniel o așteaptă să o locuiască împreună cu poporul lui. Ce este curajul pentru dumneavoastră? Ce este curajul pentru mine în ziua de astăzi? Mi-aduc aminte unul dintre copiii cu care am lucrat nu de mult. Venise cu un atentat sinucigaș. Încerca să se ucidă. Și am întrebat-o dacă poate să meargă afară, să exerseze, să alege, să beneficieze de natură, de aer curat, de soare. Și mi-a spus că ar prefera să nu meargă afară. Am spus, ok, dar ai spațiu în casă, ai garaj unde să poți să ai o bicicletă statică în care să exersezi. Și a spus, am 6 garaje. 6 garaje. Și totuși, niciun cămin. O casă cu 6 garaje e o casă uriașă, destul de mare. Probabil 5 case de ale mele intră în casa aia acolo. Și totuși niciun cămin. Și totuși nimic care să o păstreze în viață. Curajul de a păstra un cămin. Într-o casă cu 6 garaje sau într-o casă cu niciun garaj, într-un cort de pânză, sub un copac, curajul de a păstra un cămin. Un cămin care are o cameră de sus, în care lumea rămâne jos, în care grijile nu invadează acolo sus, în care cearta nu are niciun loc, în care argumentele, în care diferențele de opinii sunt lăsate jos la parter. Un cămin în care ferestrele să fie conectate cu cerul. Acela este exemplul de curaj pe care îl învăț de la Daniel. Bineînțeles, el a mers și în groapa cu lei. A fost o expediție interesantă, spun. Prietenii lui au spus când au fost aruncați în foc, suntem siguri că Domnul ne va salva. Și chiar dacă nu ne salvează, ce ne pasă? Nu ne interesează. Puteți să faceți ce vreți cu noi. Care este secretul acestor oameni? Secretul lui Daniel îl găsim aici, în Daniel, capitolul 6, versetul 10. A mers la el acasă, în camera de sus, pe genunchi, cu ferestrele deschise. Ce exemplu unic de curaj. Fie ca acest model scripturistic să ne inspire și să ne transforme perspectivele pe care le avem cu privire la curaj, să ne transforme stilul de viață. Chiar dacă alarma aceea de dimineață sună atât de supărător, chiar dacă credem că nu avem niciun pic de timp rămas în ziua respectivă să terminăm treburile, cumpărăturile, curățatul, gătitul, tăiatul ierbii, udatul grădinii, cei care avem grădini. Este timp. Dacă Daniel a avut timp și noi avem timp. Amin.
În numele Domnului nostru Iisus Hristos, închidem ora de serviciu divin din această după-amiază cu cântarea numărul 328. Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumim că din nou avem ocazia ca să venim înaintea Ta și Tu să asculți rugăciunile noastre. Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai dat ocazia din nou să privim o clipă la omul Tău, Daniel. Am admirat consacrarea lui zilnică. Suntem animați de dorința de a ne consacra zilnic și ca zilnic să cerem de la Tău Duhul Tău cel Sfânt și să umplem inimile noastre cu această putere, pentru ca să fim de ajutor celor care ne înconjoară. Ajută-ne Tu să clădim pe stâncă. În zilele noastre, mulți din jurul nostru clădesc pe nisip și lucrarea lor este sortită pe irii. Ajută-ne Tu să luăm exemplu de la Daniel și să fim utili. Daniel a fost o persoană utilă Imperiului, utilă bisericii, utilă tuturor credincioșilor de-a lungul veacurilor. Ajută-ne Tu ca să îl admirăm și umple Tu inima noastră cu setea de a Te urma, fie prin foc, fie prin apă, căci alături de Tine vom realiza cel mai frumos itinerariu. Te rugăm să binecuvintezi întâlnirea românilor din Atlanta. Ajută Tu ca mâna care a condus destinele noastre departe de locurile natale să fie evidențiată și cu această ocazie. Ajută Tu să înțelegem scopul pentru care Tu ne-ai adus așa de departe și ai pregătit un loc pentru noi, pentru ca să putem să trăim confortabil și să fim utili lucrării Tale și semenilor noștri. Binecuvintează Tu pe toți cei puternici din poporul Tău, binecuvintează pe cei ce se clatină,
Și ajută, Doamne Iisuse, ca să așteptăm cu dor venirea Ta și să facem pregătiri în vederea acestui lucru. Fii cu noi în această săptămână, binecuvintează toate sufletele care sunt în această încăpere, binecuvintează pe cei care n-au venit, dar sunt alături de noi prin rugăciune și prin sprijin moral. Numele Tău să fie lăudat și preamărit pentru toate, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Amin.